Salutare, salutare! Dragii mei, jur cu mâna pe carte de bucate că ne așteaptă un episod senzațional, cu rețete străvechi delicioase și un degustător, eu, evident, incredibil de simpatic. Eu ca eu, dar să vedeți concurenții, adică Ana Atodiresei din Fălticeni, sora lui Ionuț, pitbull Atodiresei. Apoi Edi Accente, ultimul cazac autentic din Delta, și Ioannis Stamatogianis, grec stabilit de peste 40 de ani în România. Mamă, mamă, ce o să fie, o să fie o nebunie. Ana e deloc din Fălticeni și ne așteaptă în Bucovina, la Cacica, unde are o casă de vacanță. Este psiholog de profesie, fabilistă convinsă și se laudă că gătește atât de bine încât fratele ei, Ionuț, pitbull Atodiresei, nu s-a plâns niciodată de ce a pus în farfurie. Atât i-ar fi trebuit. Bună ziua, sunt Ana și vă aștept la Cacica să vă gătesc prujoale moldovenești la Alege Rețeta Națională. În Delta, la Sfântul Gheorghe, îl vom cunoaște pe Edi, ucrainean de origine, descendent direct al faimoșilor cazaci zaporojeni. E ghid turistic și poartă cu mândrie veșmintele și accesoriile strămoșilor. Iar grija lui pentru autentic și tradițional e sfântă și atunci când intră în bucătărie. Salut! Sunt Edi, un cazac din Sfântul Gheorghe și vă aștept pe malul Dunării să vă pregătesc rețeta națională. Ioannis a venit în România în 1979 să facă arhitectura. Și-a luat apoi doctoratul, Revoluția din 89 l-a prins în București și în București a rămas. Cu folos, desigur, pentru că și-a făcut propriul birou de arhitectură. A avut și un restaurant, iar azi are imensa dorință să dea el rețeta națională. Iamas, sau bună ziua! Sunt Ioannis din Patras, sunt român adevărat și vă invit să pregătim, să gustăm împreună rețeta națională. Onorurile fiind făcute, ne îndreptăm spre Bucovina, să o vedem în acțiune pe Ana. Am mai fost noi prin părțile alea frumoase, dar merită să revenim, că mai sunt lucruri de văzut. Mergeți pe mâna mea. Am ajuns în Cașvana, care așa pare a fi un fel de Beverly Hills al Bucovinei. Am văzut o mulțime de case așa de... Wow! Uite-te! Și burlanele sunt din aur aici. Măi, fraților, mă! Îl mai știți pe marele Ștefan cel Mare? Nu l-ați prins, că sunteți tineri. Ei bine, că tot trec acum prin localitatea Cașvana, mă opresc să vă zic două vorbe despre el și despre un stejar faimos de aici. Frumos! Ăsta este vestitul stejar multisecular din Cașvana. Are peste 800 de ani. Are cam 10 metri în diametru și 22, 3, 4 de metri înălțime. Și că Ștefan cel Mare ar fi venit toată aici, în localitatea asta, s-ar fi odihnit sub stejarul ăsta și a primit de la răzești, de la oamenii locului, un caș mare într-o vană. Și de aia zice localității Cașvana. Ei, mai ușor, că te ia radarul! Ia ușor, că te ia radarul! Tot la Cașvana se impune un popas la muzeul localității. Să vedem, printre altele, cum era moda în zonă acum 100 și mai bine de ani. Oamenii cu drag de tradiție sunt și azi în pas cu ea. Ce bine că ești. Vai, dar câte straie aveți aici! Strâns, făcut de mâna mea, de-a lungul vieții mele. Le-ați făcut? Le-ați da? Făcut? Care este mai vechi așa din toate astea? Care sunt cele mai vechi? Uitați aici așa. Asta e cei mai veche și asta o am de la străbunica mea. Vai, dar ce bine e păstrată! Și erau și atunci paietele astea? Are peste 100 de ani. Peste 100? Peste 100 de ani! Poate are 150. Și asta se numește cămașă? Cămașă, da. Asta cum se numește? Brâneț. 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 De la brâu, nu? Și asta e catință. Asta e catință. Sau priștoare se numește. Priștoare? Da. Aha. Așa se spune la noi. Și dedesubt erau ceva cioareci? Sau, poate.
poale. Poale, da. Poale, uite. Astea de-a lungul. Și alea sunt bărbătești de acolo? Nu, tot femeiești. Ia și bărbații nu se îmbrăcau deloc? Ia, uitați. Da. Asta e bărbătească. Ia să o vedem. Da. Până la brâu. Până la brâu. Asta e costum cu poale bărbătesc. Și aici în spate ce are? Guler? Guler. A, bine că n-are glugă, că am crezut că de-aia cu glugă, cum se poartă acum. Guler, guler, dacă mergi guler, deci sau frumoasă. Ciupag. Totul e manual, nu? Totul e manual, totul e manual cu vai. Sub cu acu. Și ăsta e, cum îi spune lui ăsta? Chimir. Sau cure. Sau cure. Aha. Aici se băgau banii și da. Cuțitul unde se ținea? Tot aici. Tot aici? Un cuțit mic ca să aibă și de sau conserve la drum. Cine avea conserve atunci? Să taie o cățică de pâine, să taie cârnațul. Și pentru lup, dacă venea lupul sau ursul, nu era la, ei, la lup, turea, la cizmă? La scundei în cizmă. În cizmă, nu? Foarte frumos. Și aveți pe aici ceva din portul de nuntă, ales de nuntă, de acolo? Fete și de nuntă. Dar nu era ceva foarte special de nuntă? Era să fie nou. Absolut nou. Absolut niciodată nou. Purtat. Lucrat de mâna mireasă și costumul de mâna bărbatului. Aha. Și costumul de mireasă. Și costumul bărbatului? În timpul cât așa dai de nuntă, da. Făceai tocmeala și să... Ce tocmeală? Să se cheamă. Asta... Când se așează, să... Când doi discută că vreau să te căsătorești, să cere acceptul așa se cheamă. Părinților fetei cu părinții bărbatului. Și aia e tocmeală, nu? Să muniesc la un loc și să tocmesc. Să dădea ceva bani? Ce zeste îi dă, ce casă îi dă, cât am atâtea cămeșe, atâtea ițari, perne, plapumă, da. Nu? Și îți mai dau și două cutii de zeste, mai am și patru cai. Cine te dea patru cai, o lua imediat. O lua și dacă era șchioapă, nu? Da. E, bă, da, bă. Îmi place. Frumos, tare frumos aveți aici. Asta și e. Văd că păstrați cu drag, cu drag toată lucrarea asta. Cum să nu păstrez dacă sunt muncite de mâna mea? Știți cum se prezintă un psiholog? Nicio, dar sunt tare curios să vedem cum se prezintă un psiholog care gătește foarte bine. Ana, ia zi! Să nu uită nici când să iubim trandafiri. Activez în cadrul cabinetului individual de psihologie. Am crescut și am copilărit la țară împreună cu fratele meu. Fratele meu este Ionuț Pitbull Atoliresei. O să vă mărturisesc un secret. Când eram mic, cred că de cel puțin două ori l-am bătut. Nu a fost bătaie, nu înțelege că sunt agresivă, nu. Mi-a distrus o păpușă și nu l-am iertat. L-am ghesuit într-un colț și na, l-am cam împins acolo, bine, l-am dat de pereți. Prima experiență în cadrul unei bucătării a fost cea a bunicii mele. Eram copil, cred că aveam 10 ani, când m-a luat pentru prima dată în bucătărie și am modelat colăcei pentru urătorii care trebuiau să vină de sărbătorile de iarnă. Mi-a plăcut, m-a fascinat. Mama mea a plecat din țară când fratele meu avea 16 ani și el a rămas cu mine. Și eram obligată sau nevoită să-i gătesc și pentru el. Nu vă spun ce dezastru era în bucătărie, cât l-am traumatizat, când l-am chinuit cu ce găteam eu. Mai stai cu minte? Ai pregătit ceva cum înainte? Să nu, bineînțeles, bineînțeles. Îmi pare bine că te-ai pregătit, că mi-e o foame de nu mai pot. Da? Ce ai făcut acolo? Ia zi-mi. Am făcut o salată țărănească. Aha, cu... nu-i de băf. Ia să-mi pun ușor pe aici. Cu carne de purcel. De purcel? Da. Aici în Moldova, tu ai făcut-o? Eu am făcut-o personal. Și asta ce e? Asta e fasole bătută și cu ceapă. Aha, și acolo zacuscă. Acolo zacuscă, da. Și cornulețe. Cornulețe tot tu? Da, cu magiun. Cu mâna ta? Cu mâna mea. Și cozonacul? Și cozonacul, tot eu l-am făcut. Păi de unde pasiunea asta de gătit? Pe mine e pasiune, obligație. Cum adică obligație? Păi, nu-mi place să gătesc, dar din obligație pe bune? Trebuie să o fac, pe bune. Păi uite că arată bine astea. Da. Vrei spun ceva? Nici mie cred că nu mi-a plăcut să gătesc. Dar mi-a plăcut tare să mănânc de când eram copil. Și atunci am ajuns la concluzia că trebuie să învăț să gătesc ca să mănânc. Că dacă nu era mama acasă sau nu era cineva și mi-era foame, trebuia să gătesc, că am fost de la cu cheia de gât. Da, da. Și am învățat să gătesc.
Cred că într-o altă viață am fost fată. Soțul meu e un gurman și dacă nu are culoare mâncarea și gust, nu o mănâncă. Și cred că nu cred că există, eu știu, un lucru mai prost decât să zică soțul, ia, nu, mulțumesc, mă duc la restaurant. Spune treaba asta? Da, da, îmi spune. Nu. E bună? Nu e diplomat deloc. Ce vei găti? Spune și mie. Un păstrăv cu smântână. Deci păstrăv cu smântână sau păstrăv în smântână? După ce o să-l prăjesc, o să-l scufund în smântână. Îl unduiești așa în smântână, exact, da? Exact, aha. Exact. Și la cuptor sau așa pe foc? Nu, pe foc. Se poate și la cuptor, dar uite, astăzi vreau să-l fac pe foc. O să fac o salată de bureți, de ghebe. Ieri am fost la acolo. Cules. Am fost, tu ai cules? Exact, da. 3 minute suntem în pădure. Și face și din astea murate? Păi murate o să le fac. Măi, mai nimerit așa. Mă gândeam că am mâncat de mult niște ghebe din astea murate și atât de mult mi-a plăcut că m-au lăsat mască. Cum? Sunt tare încântat. Atât de încântat încât pe drum o să iau una dintre cele 4 felii, că mă gândesc că e mai frumos să-i întâmpin cu 3 bucăți, știi? Sfânta Treime, 3 lucruri, 3... Una e parcă în plus. Și o iau eu cu mine și o duc undeva. Ok. Bine. Succes! Mulțumesc! Mi-a fost greu să mă despart de bunătățile de pe masa Anei, dar asta e viața. O să-mi țină de urât felia de cozonac. Bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua! Bine te-am găsit! O, mulțumesc! Le-am furat pentru tine. Mulțumesc! Ce frumoase sunt! Ana sunt. Eu sunt Ianis. Îmi pare bine, Ianis. Ce faci, Ana? Eu vă aștept. Mă aștepți. Da, am gătit pentru voi. Uite, am ajuns, aoleu, și mi-era o foame. Serios? Da. Să rămână. Bună ziua! Eduard Accente este numele meu. Da. Eu vin tocmai din Delta Dunării. Oh, ce frumos! Și am adus niște floricele care am zis că o să țină și aici. Da, mulțumesc frumos. Vă mulțumesc tare mult. Și ceva pentru gazdă, așa. Da? Da. Lui Ana am adus un buchet de flori pe care l-am furat azi noapte. Știi? Am făcut și eu un buchet acolo care l-am legat cu o sfoară care am furat-o de la cazare care stăteam, știi, cine niște ghivețe agățate acolo, știi? M-au văzut fetele alea acolo și am zis, asta e. De 2 zile pregătesc bucate tradiționale. Sper să-mi fi impresionat în mod plăcut musafirii și să-i determin să revină cu drag în Bucovina. Vă rog să luați loc, să bem o țuică. O bem picioare. Ce naționalități sunteți pe aici? Polonești, sunt polonești. Polonești foarte mult. Da, vezi? Exact. Deci am citit că prin anii 30, da, majoritatea în sat erau polonezi. Era 37% polonezi mai mulți decât români. Da, așa este. Și numele satului pentru mine era o provocare, pentru că în limba greacă cacica înseamnă capra. Eu știam că rață înseamnă, așa mi-au zis, ziceau domnii de la sanctuar de aici. Cacica înseamnă rață. Cacica e capra. În slavonă, în poloneză. În poloneză e rață. E rața, pentru că tot în Wikipedia am citit că era o zonă care creșteau foarte multe rații aici. Da, creșteau rații, da. Naționalitatea mea este ucraineană și tocmai de asta spun că... Să bem pentru asta. Cacica înseamnă rață. Rață, așa e, deci. Mulți ani. La mulți ani. Sănătate. La mulți ani. Mă bucur că v-am văzut. Eu o să încep să gătesc. Dumneavoastră o să serviți ce o să... Fără discuție. Ok, atunci vă doresc foarte bună. Foarte bine. Da? Mă bucur că... Okay. Mă bucur pe parte că sunt domni, pentru că doamnele sunt mai cărcotașe. Domnii sunt mai... Nu sunt atent la detalii. Bărbații sunt mult mai fair play decât noi femeile. O să fac pânjoale moldovenești. Primul pas, da? Carnea, să o toc. Să știți că mașina de tocat, am luat-o de la bunica mea. Da, toată lumea folosește curent electric. Da. Imediat toacă. Păi aici la cacica mai pică curent, una. Mai pică. Ce făceam dacă aveam daia electrică? Și asta e pâine făcută cu drojdie sau cu maghiar? Cu drojdie am făcut. Cu drojdie, da. Și cum arată pâine? O pâine mare? O roată mare? Sau... Da. E nu foarte mare. E cât să încape în cuptorul de pe vatră. Avem cuptor pe vatră și o fac... Vreau să-mi arăți cuptorul pe vatră. Cum să nu? Da? Cum să nu? Da? Ți-l arăt. Da. O să le ia în Grecia. Da? Mi-a zis, da. Nu, și eu când eram copil și mă duceam la bunica în Grecia, avea un cuptor de vatră, da. Și pentru gătit nu folosea lemne. Uh-huh. Strângea toate crenguțe de la vița de vie, le usca și facea foc cu crenguțe de vița de vie. Știi? Incredibil. Și dădea o aromă specială, știi? Să faci miel la cuptor cu așa ceva, e nemaipomenit. Incredibil, ce fain! Ca arhitect am văzut tot ce se întâmplă aici, alei, casa vechi făcută dintr-o sură,
casa nouă care se folosește, știi, cu terasamente, cu asta acolo, știi? Și bineînțeles cu locul unde gătește Ana. Acum o să vă adaug puțină sare, piper, punem și usturoi acum, da? O să curăț usturoi și pun și câțiva căței de usturoi. Ceapa, o curăț. După ce pui toate astea, sunt foarte curios să vin lângă tine să văd care este ingredientul secret care pui înăuntru. Cel puțin mie să mai îmi spui o dată cam cantitățile așa. Ok, cum să nu. Un kilogram de carne de porc tocată, da. O ceapă uscată rasă, da. Un cartof pe care îl curăț acum și o să-l rad să-l da. Verdeață, o felie de pâine muiată la în lapte. La un kilogram, da? Da. Usturoi cât? Usturoi câțiva căței. O să adaug două ouă. Tu ai copii? Am două fete. Una mare și una mai puțin mare, știi? Una de 30 de ani și una de 19 ani. Oh, mult înainte. Am fost căsătorit. Ah, ai fost? Da. Am înțeles. Dar cu fetele am rămas. Și aia mica e plecată la studii acum, știi? E plecată în străinătate și m-a sunat câte puțin. Păi vreau să gătesc chestiile astea, știi? Se întreabă. Și sta, da, stau să-i dau rețete acolo, să-i urmăresc. Foarte frumos. Da. Dar știi, pe mine mă frământă o chestie de când am venit aici. Ai zis atu direcții, nu? Da. E o legătură cu Ionuț atu direcții? Da, este fratele meu. Nu ești așa... E mai mare sau mai mic ca tine? E mai mic decât mine cu 3 ani și atât de tare se supăra mama pe noi dacă vedea că ne certăm. Odată ne-am jucat și l-am împins cumva în joacă și am făcut un cucui. Și până a venit mama acasă nu știam cum să-i cosmetizez acel cucui. I-am luat părul și l-am tras pe frunte, da? Schimbat și l-am dat cu gel, un gel de la de 2 lei, vă dați seama ce fain era. Dacă nu o să ne placă mâncarea, vine Ionuț și ne altoiește. Și din Ucraina, de unde tragi tu, de fapt? Din zona Zaporoje. În istoria voastră a Greciei, așa. Noi, strămoșii noștri, au fost odată acolo și v-au salvat de niște chestii. Oh. Da. O vezi, este agitată, nu este relaxată la gătit, știi, deci n-ai... La voi se pune mentă în pârjoale? La mine se pune mentă la chifteluțe. La chifteluțe. Da? Mm-hmm. Da? Da? Și nu toată lumea pune mentă. Bunica mea punea mentă. Asta furată este cea mai bună, să știi. Da? Așa este, să știi. Wow! Să zici lui Ionuț că-mi placă. Da? Da. Okay. Poți să o mănânci de caldă ce? Foarte, foarte da. Bune. A fost foarte bun, m-aș fi așteptat să fie mai zemoasă înăuntru, știi? Și asta cred că e de vină lipsa de ou. Dar asta e rețeta lui Iana, n-am ce să fac. Mă apuc să fac salata de bureți. Am foarte mari așteptări de la salata ta de bureți, arată da? Foarte bine acolo. O să le curățesc bine, da, pentru că trebuie curățate. Auzi, vin să văd și eu cum le cureți, hai, pentru că n-am văzut niciodată. Și țin și asta de perioada de după ploaie, cum este la ciuperci normale, da, sau? Da, precădere toamna, după ce pică prima brumă apar. Nu e un gust foarte, așa crud, e un gust foarte interesant. Da, simt? Da. După ce am curățat ghebele, da. Le spăl și le pun la fier 10-15 minute. Timp în care voi curăța ceapa și gogoșarii. Gogoșari? De ce gogoșari? Păi așa se face salata. Nu capia, nu... Nu, 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 nu. Știi că în viață trebuie să-ți alegi bărbații care te fac să râzi. Mm-hmm. Pentru că și o ceapă te poate face să plângi. Așa este. Între timp o să pregătesc și baițul. Vei neca, ciuperci... Exact. Pun la fiert un litru de apă. Și cu oțet. Cu oțet, exact. O să adaug boabe de muștar. Așa. Boabe de piper, enibahar și foi de dafin. Și enibahar? Da, da, câteva bobițe. Asta e rețeta ta cu enibaharul? Da, da. Foarte puțină lume am întâlnit în România care se găsească cu enibaharul, știi? 3-4 lingurițe de zahăr maxim, da? Dar și o lingură cu miere de albine. Am înțeles. Eu nu mă pricep așa bine ca... Da? Modestia, a vorbit modestia, da. Nu? Da, 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 da. Noi avem alte îndeletniciri. Cum ar fi? Care sunt? Tucam ardei cu sabia, știi? Oh! Oleu! Vezi că o să-ți cer să-mi dovedesc chestia asta, da? Între timp au fiert și ghebele.
Te ajut? Chiar te rog. Tracul ăsta cu creat de emoții, noi am încercat să-l acoperim cumva, ajutând-o, na, făcând lucruri care să o facă să fie puțin, să se mai relaxeze. S-a tupit zahărul, mierea s-a dizolvat. Da, da, da. O să adăugăm gogoșarul. Lăsăm, da. Eu știu, câteva minute, scoatem gogoșarul, punem morcovul, lăsăm câteva minute, apoi da, adăugăm ceapa și la urmă... Da. Auzi, nu se pierde gustul și mirosul de la oțet cu toate operațiunile astea? Nu. Tu știi că noi la Sfântul George avem niște măslini de astea sălbatici. Nu sunt măslini sălbatici. La ce sunt? Un sos fricase avgolemono. Nu, așa nu, foarte puțin. Nu e bine să... De unde ai ajutat așa ceva? Mi-a zăpăcit. Cred că mai trebuie puțin sare. Eu dacă era după mine, eu aș făcut-o... N-aș fi fiert înainte ghebele în apa asta acolo, știi? L-aș fi fiert în zeama asta, ca să absorbe toată... La urmă, ghebele și lăsăm și ghebele câteva minute. Da, dar ghebele acum sunt pline de apă înăuntru, știi? Ghebele absorbe apa. Păi le-am pus la scurs. Nu, înăuntru, în textura lor, au apa. Puțin, mult mai puțin. Da? Iar dacă le fierbeai în acest baiț acolo, știi, ar fi luat toată dulceața de la miere acolo. O să ia dulceața și de la gogoșar și de la morcov și de la ceapă. Îmi place foarte mult cămașa. Cămașa este ucraineană. E incredibil. Să știi, și sunt niște motive de protecție. Adică? Adică noi suntem bărbați frumoși, știi? Uh-huh. Și femeile se uită la noi de obicei foarte insistent. Și atunci astea sunt ca să ne protejeze de, uh-huh, de ochi, de tot felul de chestii. Aoleu. Da. Aoleu. Vreau și eu cămașa din asta. Vrei? Da. Ia, cum e? Amestecăm bine totul. Da. O să pun și puțină țelină. Țelina e și un bun conservant. Așa... Să dăm totul la... Tot, nu? O să dăm la rece. Da. Să se răcorească. Între timp o să pregătesc păstrăvul. Îl voi da cu baiet. Îl marinez puțin, nu? Puțin, da. Și-l pui așa întreg sau îl filetezi? Întreg, da? Exact, da. De ce faci chestiile astea? Pentru că și eu vin dintr-o zonă în care se gătește foarte mult pește. Baițul ăsta îl... Păi baițul e din ceapă, da. Tarhon verde, da. Sare, piper și puțină zeamă de lămâie și ulei. Trage gustul de mirodenii carnea de pește și e mult mai gustos. Așa la odihnit puțin. Da. O să pregătesc între timp smântâna, sosul de smântână, da? Așa, și o să pun puțină făină. De ce mi se amestece făina cu smântâna? Când smântâna era rece. Eu la tigaie aș pus puțină grăsime, aș fi pus făina înăuntru care o amestec foarte bine și fac un roux. Pentru că în modul ăsta făina se gătește, știi? Și nu mai este vie. Păstrăvă în general, să știi că am mâncat foarte puțin, pentru că la noi nu se găsește și numai când trecem granița. Când o luăm spre munte, așa, da? Da, când o luăm spre munte, da. Chiar. Și mă gândesc ce pește de mare s-ar potrivi să-l faci în același fel. Ca structura peștele s-ar potrivi foarte bine cu bibante mare. Da. Numai că bibante mare are elementul sare și iodul care are înăuntru, care... De mine nu m-ar supăra pe mine, știi, dacă stau să mă gândesc. Trebuie să încing foarte bine tigaia. Nu pui nimic în tigaie, nu? Îl pui peștele direct, îl frigi așa. Îl frig în tigaie direct. A pus ulei în băieț, da. Capastravul trebuie prăzit neapărat în unt, pentru că capastravul, fiind un peste fără grăsime, trebuie să-i adaugi grăsimea. Da, dar... Bine. Pastravul este un peste care nu are grăsime deloc. Așa este, însă are ulei pe deasupra. Auzi cum scurie? Simți miros? Da, simt miros. Bine, predomina mirosul de marar acum. Și dacă îl puneai la cuptor, scadea smântâna. Mai cădea smântâna și rămânea mai auriu, da. Și de ce nu o scazi mai mult de acum, astfel încât
când o pui înăuntru să fie scăzută. Nu prea dă bine. Trebuie un pic să se scufunde, să ia și un pic de gust, că altfel nu mai e cu smântână. O întorci. El se moaie după aia și nu se mai poate fi întors ușor. Tu ești curios de ce gust are pastrava. Exact. Acum. Deci, exact. Da, e foarte, foarte curios. Păi se face foarte repede. Cred că e ok. Cred că e gata. O să-l scot și să-l așez lângă celălalt. Cum o să facem o schimbare? Să-l punem pe foc. Asta trebuie pe foc mic să foc foarte mic, acum, da. Să adaug și puțină verdeață. Din nou mărar. Din nou mărar. Din nou mărar, da. Și masa e gata. Am avut mari emoții. Nu știam dacă e sau nu e bine copt peștele. Arată foarte bine. Arată foarte bine. Cred că o să stați un pic, nu e formula completă. Aoleu. A venit și D'Artagnan, lângă cei trei mușchetari. Bine ați venit. Bine ați venit. Bun, hai să mâncăm. N-am mâncat niciodată așa. Ana, simte-te ca acasă. Da, chiar aveam nevoie. Pârjoalele moldovenești trebuie să fie babane. Una să meargă la patru oameni. Sau, mă rog, la unul ca mine. Bun. Și sare ai pus cât trebuie? Da. Dar salata asta poate să fie și murătură, adică poți să o pui și la borcan? Da, se poate pune la borcan. Vreți? Și diferența de baieți care rămâne se toarnă în borcan peste, da? Și se sterilizează. E foarte, foarte bună. Tu de ce nu mănânci? Mănânc. Vrei să ne vezi cum reacționăm după ce înghițim? Neapărat. Da, da. Aha. Ia mănânca mâine. Gustul ăsta dulce acrișor al salatei merge foarte bine cu... Cu pârjoala. Pârjoala, da. Pârjoalele sunt poate cele mai bune pârjoale care am mâncat, moldovenești, care am mâncat în viața mea. Mă bucur să aud asta. Da. Îți dai seama că am umblat numai prin Moldova toată viața lui. N-am mâncat niciodată. N-am fost în Moldova de când foarte puține ori. L-am văzut pe Horia, nici măcar nu a luat a două gură de pârjoale și a zis, hai să schimbăm repede, să punem pastravă acolo, știi? Mamă, ce sos frumos. Da, da, da. Arată bine. Tu nu mai saliva lângă mine, Ianis, aici. Ți s-a făcut poftă. De să știi. Știu. Și care e povestea cu ardei iute acolo? Trebuie să mâncăm cu ardei iute peștele? Dacă eu vrem. Eu cu ardei iute. Cine vrea? Tu mănânci cu ardei iute. Da, asta e important. Asta e important. Dacă îți place ardei iute. Păstrăvi exact cum mi-am imaginat. Plutesc în smântână, cu un picuț de verdeață de la mărar. Nu e lindiță de aia de ca pe baltă, nu-ți face greșit. Zi. Spune odată, e ok sau nu e ok? Zi, nu te mai tot gândi așa, te gândești, parcă spui poeziile din clasa a patra. Este ceva nou pentru mine. E pește. Foarte bun. Uite ce înseamnă un pește proaspăt. Poți și bine scoți, făcut. Poți să scoți coloana întreagă, știi, cu da. Toate oasele, știi? Da, e foarte bine gătit și așa elegant, finuț. Ce părere ai? Bă, e foarte bun. Da? E foarte bun. Ca rezultat, acum a fost destul de gustos. Nu neapărat prea bun pe placul meu, dar a fost foarte interesant. Ia să... Mă bucur că am mâncat ceva altfel. Cu siguranță, păstrăvul în smântână este rețeta națională a Anei. Cred că lui Ana i-aș da o notă de 8. Din punctul meu de vedere, Ana merită un 10. În primul și în primul rând pentru tradiționalitate și pentru gustul foarte bun al mâncării. Ana a primit 18 puncte și ne îndreptăm spre al doilea concurent. E ceva de mers din Bucovina până în Delta, dar asta mi-e meseria. Vreau bucate bune, trebuie să colind. Salut și ție! Uite un penzin uriaș, penzin de delta. N-are cruce pe spate, deci nu este ucigaș. Până îl găsesc pe Edi, hai să vedem cartea de vizită, din care anticipez doar atât. Nu e doar ghid turistic, ci și student la istorie. Sunt un cazac. Urmașii cazacilor zaporojeni din Sfântul Gheorghe, care au venit din Ucraina începând cu anul 1775. Eu sunt extraordinar de mândru de originele mele, pentru că cumva astea ne definesc.
În general, noi suntem axați să gătim pește. Știm să gătim preparate din pește în foarte, foarte multe feluri. Facem absolut tot din pește. Îmi amintesc că de vremurile când nu aveam curent electric decât vreo 2 ore pe zi, era imposibil să ai un frigider în care să ții mâncarea și atunci la noi toată mâncarea se făcea pe loc și se mânca imediat. Era o chestie foarte, foarte interesantă. Eu sunt ghid de turism, eu fac un alt fel de turism, un turism în care clientul vine și descoperă foarte multe din obiceiurile noastre și automat lucrurile astea se împletesc cu o masă tradițională la localnici, se împletesc cu degustări de vinuri, se împletesc cu degustări de caviar, pentru că și asta încerc să promovez foarte tare, pentru că noi la Sfântul George avem o tradiție, am avut o tradiție în pescuitul Asturior. Încerc prin tot ceea ce fac să promovez și să păstrez încă vii tradițiile pe care le-au adus strămoșii noștri din Ucraina. Una peste alta, străbunii noștri au fost vestiții luptători, cazacii zaporojeni. Interesant este că noi astăzi mai folosim 2 dintre armele cazacilor. Cazacii aveau o lance de luptă corp la corp. Noi astăzi acea lance o numim pică și o folosim la vânătoarea de mistreți. La noi cine vânează cu arma este considerat laș. Am sosit-o la Sfântul Gheorghe, dar uite că nu e ușor să dau de ei. Să fie dus cu niște turiști să le arate delta, nu cred. Mai degrabă mă așteaptă deja în locul frumos unde va găti. În fine, aș întreba pe cineva, dar toată lumea e cu treabă. Domnul Nicu! Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Nicu sau Nicolae? Nicu Curat. Nicu Curat. Nico. Ce faceți? Am trecut la reparații de scule. Reparați sculele? Da. E o capcană de pește. Vârșe, nu? Vârșe românește, la noi este vencher. Vencher, aha. Și se pune ceva mumeală, nu? Nu, este baraj. Uitați, avem aici aripa vintirului. A, aripa? Da, și exact cum este pus el la uscat, cam în genul ăsta stă pe fundul apei. Peștele când trece se lovește de aripă și aripa îl ghidează... Îl ghidează încoace. În vintir. Între cercul 5 și 3... Avem anticamera de prindere. Observați, gaura dinăuntru este mare. Da. Orice pește intră înăuntru. Da. Poate să fie și somn la 50 de kilograme, crap. În cape. La 20 de kilograme. Ați prins de ăștia mari intrând înăuntru? Am prins somn înăuntru, puteați exact cum e vintirul acesta. Coada era undeva aici. Aha. Și este o capcană sau o sculă de unealtă de pescuit, foarte practică, deoarece e și selectivă. Peștele care nu-ți trebuie sau e sub măsură, el este viu înăuntru. Și dacă vă interesează, am la îndemână aici ceva și o sculă cu care se pescuia din vechi timpuri la pescuitul la Sturion se făcea cu carmace. Sunt un ansamblu de cărlige. A, că ele pe fundul apei, nu? Da. Ia. Veniți încoace să vă arăt. Ăsta e un ansamblu, un șir de cărlige care se folosea pe fundul apei. Observați că au pietre. Ales greutățile, da, nu? Da, greutățile ca să țină. Ca niște plumbi. Da, plumbi. Wow. Și astea nu se toceau? Cum se ascuțeau? Astea? O să vă arăt și cum se ascuțeau. Cărligile astea nu foloseau momeală. Un pescar de Sturion toată ziua întreține sculele. Cărligul... Ce bine e matisat ăsta aici. Păi da, ăsta vă dați seama că un cărlig trebuie să țină până la 300, 400, 500 de kilograme. S-a prins morun la 800 de kilograme. Wow. Și cât trebuia să fiți acolo în barcă? În barcă, în jur de... 800 de kilograme ridici în apă, hai că nu-i chiar așa greu. Există o tehnică și de ridicat. În primul rând, scufunzi barcă. Bagi apă în barcă, scade nivel, adică barca coboară în apă. Ea oricum plutește, indiferent de situație. Barca și mai încape și morunul care are 6-5-6 de tragi, kilograme? Îl tragi, atunci barca se balansează foarte ușor în apă. Da. Ai tras morunul în barcă. Și după aia scoți. După aceea scoți apă. Faceți-i o probă.
Doar dintr-o simplă... E ca un ac de cusut. Mai rău ca acul de cusut. Foarte vă rog tare. Să-l păstrați. Mulțumesc. Și să vă aduceți aminte de Sfântul Gheorghe. Mulțumesc frumos, domnule Nicu. Ca să ajungem la Edi în Sfântul Gheorghe, e musai să schimbăm vehiculul. Doar nu credeți că la cazacul nostru veritabil din Delta se ajunge, așa, cât ai zice, pește. Ca să ne întâmpine cum se cuvine, totul trebuie să fie perfect, la detaliu, iar ajutor autorizat pentru asta este soția lui, Aniela. Dragilor, da. V-am surprins o, asupra faptelor. Mamă, ce faceți? Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Edi, ce faci? Ne pregătim pentru... Aniela, spune-mi și mie, ce-i cu toate armele la tine? Asta e o ținută de ceremonie. Asta e un pistol pentru dușman. Ia să-l văd și eu. Secolul 17. Pușca și cureaua lată. De fapt, nu e niciun fel de pușcă, este așa un flintă, un pistol scurt căzăcesc. Tare frumos. Și asta e o sabie. Sabie, zice, sau paloș? Șabla. Șabla? Da. Să-i dăm puțin de spațiu. E. Wow, ce frumoasă este. Arăți exact ca Taras Bulba. Mulțumesc. Alu Gogol. Chiar asta cred că Taras Bulba arată ca mine. Taras Bulba arăta. Taras și tu nu ești tot ucraineană? Ba da. Sunt și eu ucraineancă, bineînțeles. Da? Da, nu se vede costumul, da, plin văd de costumul, flori, da, veselie. Păi ce cazac pleacă la drum fără nevastă? Și fac un cuplu senzațional, îmi plac. Dar l-ai ajutat să facă ce a făcut aici? L-am ajutat, bineînțeles. L-am ajutat, în primul rând, cu sfaturi. A, da, deci nimic. De bine. A? Nu, să știi că eu mă pricep. Poți mă pricep să... Te rog frumos să încearcă. Cu cele două degete? Ce îți dorești? O pifteluță de pește. Eu și pește. Cap chinezesc de la Novac. Masa plină cu minunății. Uite, avem un caviar, da. Este puțin, da. Nu e interzis? Ba da. Dar de unde apare icrele negre? De la Dumnezeu. Măi, doamne, nu, tot surionul care să-l pregătesc astăzi este de acvacultură și icrele sunt tot de acvacultură. Ai surion? Noi încercăm să promovăm niște tradiții. Asta este păstruga, din care astăzi voi face un storceac. Storceac? Da. Da. Păstrugă. Din păstrugă, da. Da. Ca un secret pe care vi-l pot destăinui este că ei se cunosc de când ea avea 13, iar Edi 18 ani. De atunci se iubesc și sunt împreună până în ziua de astăzi. Aici avem niște pirijecchi, le spunem noi, și sunt delicioase. Atunci când Edi a curățat acea... Valorificăm totul de la păstrugă. De la sturion. De la sturion, în general. Așa, mațele? Sunt și mațe acolo. A, da? Da, este stomacul. Și de la șira spinării se scoate măduva. Acestea se fierb și se face o umplutură delicioasă pentru aceste pâinici. Noi le spunem pirijecchi. Și aia ce e? Din aceea vreau și eu. Asta e o sabie. De asta m-am ținut. Văd. Este o licoare delicioasă. A, deci chiar prima, așa. Uite. Prima, nu. Dă-i Aniele, că ea e. Dă-i și sabia, deci cu sabia. Da, asta e sabia mea. Da. Este un coniac delicios. A, coniac miroase, asta am vrut să spun. Da. Coniac. Seamănă cu țuica, dar nu e țuică. Seamănă cu rachiu, un fel de rachiu. Ceva foarte interesant. Și tare am fost fericit. Și văd că ești îmbrăcat exact ca un cazac. Și mai știu ceva despre tine, că te-ai înscris la Facultatea de Istorie. Da, vreau să scriu o carte despre migrația cazacilor în 1775 din Ucraina încoace. Atunci când au venit aici, și nu? Să rămână tuturor celor interesați ca un testament. Părul reprezintă pentru cazaci o podoabă. Acel moț din vârful capului este hoholul. Este snopul de grâu. Eu o să... Te rog. Subtilizez o așa, las coneacul să nu-mi-l beți. Da, iau, îmi place și asta cu intestine. Cu intestine. De sturion. Da. Și o să vă zic succes, îmi iau. Mulțumim. Șapca. Și vă mai așteptăm pe la noi. Și poate prind și eu vreun pește pe aici. Sunt foarte mulți. Succes! Atenție, și vin la cine trebuie. Aki, jumate cocker, jumate terier, învățat să prindă mistreți. Dacă îl întreb acum despre porc, o să ridici imediat nasul. Unde-i porcul? Îl caută. Da.
foarte ispit. Și adversarii au găsit drumul până la Sfântul Gheorghe și îl găsesc și pe Edi. Norocul lor că se bat cu el în rețete, că la o eventuală probă de sabie știam deja câștigătorul. Dobri den! Se servește o feliuță de caviar. O feliuță de caviar, da? Da, și se servește în cealaltă mână, ținem țuica. Simți gustul, simți cum se sparge bobul. Merge, da? Și gustăm din păhărel. Icrele negre au fost delicioase, foarte bine pregătite. Acolo avem niște icre de crab. Aici avem niște scrumbie sărată și afumată, da, pe care merită să o încercați. Este mândria satului nostru lângă icrele negre. Aici avem zacuscă de pește, pentru că ați venit în delta și aici se gătește foarte mult pește. Aici avem chifteluțele de pește. Am vrut să deguste și invitații mei din toate bunătățile noastre. Și chestia asta ce e aici? Ca să... aia este pentru final, înțelegi? Noi cazacii, dacă te uiți la mine, vezi sabie, pistol, înțelegi? Noi cazacii bem, numai din sabie. Și ai și pe steagul ucrainean acolo, nu? Bineînțeles, ăsta steagul ucrainean. Nu, e foarte gustoasă mâncarea ta. Da? E foarte gustoasă. Mă bucur că îți place. O să ai nota maximă, știi? Deci, ia pistolul ăla de aici. Da. Eu zic ca să devii, să te educi în timp și să gătești, trebuie să ai simțul acela al gustului. Și dacă și eu gătesc acasă și dacă gătește Edi, fata noastră care este cel mai fin degustător, se va duce către mâncarea lui. Tu vrei să punești cu așa ceva? Să știi că cu dulce sau cu salată. Să știi că eu o să mă dezbrac ca să pot să mă apuc de treabă. Până la un moment dat. Te rog, știi cum frumos, e cu sufleci mâinile și mâinile și te apuci de treabă. Ce m-a impresionat a fost faptul că, în pofida staturii lui și de om dur, am văzut un om care avea emoții. Deci ești cam emoționat, vrei să vin să te ajut acolo? O să te strig imediat cum... Sau vrei toată gloria să fie a ta? Sau vrei toată gloria să fie a ta? Toată gloria să fie a mea, așa... Ce o să ne gătești astăzi? În primul rând o să vă fac un fel de mâncare tradițional din Sfântul Gheorghe, care se numește storceac, din sturion. Da. Și la felul 2? Da. Și la felul 2 o să vă fac o scordalea. Este un fel de mâncare grecesc pe care noi l-am preluat și l-am adaptat. Exact. Abia aștept. Chifteluțele tale sunt cele mai bestiale care am mâncat, vreau să-ți spun. Mă bucur, pește, da? Mă bucur să știi. Zacusca e foarte gustoasă. Sunt și dintr-un pește mai grăsuț așa, din crab. Da? Da. Partea asta cu... maduva de peste, eu n-am mai mâncat în viața mea, știi? Da. Eu n-am curat să încerc, dar... Nu se întâmplă. În general, să știi, Ana, din experiență, știu că femeile sunt mai curajoase decât bărbații. Mă așteptam ca tu să fii prima care guști. Eu n-am nicio rușine la mâncare, să știi. Am mâncat pina și scorpion prăzit în țările exotice. Nu am avut curaj să gust acele cornulețe plăcinte care erau făcute cu măduvă de pește. Extraordinar de gustos. Prima dată în viața mea care am mâncat așa ceva, știi? Acum curăț cartofii, să știți. În Grecia, de unde a venit scordolea care faci tu, da. Cartofi se fierb cu coaza cu tot. Știu, am auzit. Ca să nu fugă amidonul. Ți-am zis că am adaptat rețeta? Și care e istoria acestui fel de mâncare? Deci, în primul și în primul rând, să știi că gosponinele de la noi... Da. Lucrau pentru grecii care locuiau în Sulina. Uh-huh. Plus pirați. Și pirați, da. Și pirați, așa este, pentru că, uite, spre exemplu, în Sulina, în cimitirul din Sulina, există singurul mormânt de pirat din da, Europa. Da, am văzut, da. Da. Bunica mea a fost bucătăreasă pentru un astfel de grec. Ea ulterior a devenit și bucătăreasa localității, adică ea era bucătăreasa șefă, da. E stilul lui Edi aici, știi, care știe să povestească, știe să facă pe ascultatorul să-l asculte, să-l... Am terminat cartofii, o să pun puțină sare în apă, ca, știi, ca să le dea gust. Da. Și fierbe mai repede apa cu sare. Ne apucăm și de felul 2 în partea cealaltă. Am pus apă în ceaun și o să punem niște roșii la fiert. Întregi așa? Da, întregi. Ok. Chiar sunt curioasă să văd care e următorul pas. Cât timp fierbi pe roșii acolo?
cât, să, cât să, să dea drumul la, la sucuri. Așa. După care se, se scot. Și rămâne cu coaja întreagă, că să rămână înăuntru după tot gustul, da? După care se scot de acolo, da, și se folosesc la altceva. În continuare nu le mai folosesc astăzi la nimic. Aha. Înțelegi? Atunci dar de ce nu le arăți? Pentru că așa se face. Am înțeles. Edi a avut o idee foarte bună să ne gătească pe malul unui canal din Delta. O să mă apuc să pregătesc celelalte legume pentru felul 2. La rețeta asta să știți că punem undeva la vreo 9-10 cepe. O, așa mult? Potrivite, da. Păi ceapa dă savoare, gust. Țelină, o să o curăț și pe imediat. Pătrunjel, morcov. Cam astea sunt. Și mai este un, mai este un ingredient pe care o să-l pun puțin mai târziu. Varză. Varză. Da. Cumva, ciorba asta e, se face ca celelalte ciorbe. Doar că se acrește cu zer. Doar că se acrește cu zer, știi? Da. Asta e, asta e secretul. Secretul. Bunica mea, în copilărie, îmi gătea direse. Era o ciorbă, da? Din legume cu cartofi, pe care o înacrea cu zer. Deci, în momentul ăsta o să pun la fiert peștele care este sărat și îl pun așa cu tot cu sare, știi? Pentru că peștele trebuie să fie dulceac, foarte dulceac. Adică sarea îi dă așa o... Deci ce vrei să spui? Este sărat înseamnă că este prezervat în sare? Da, da, este ținut în sare. Deci este un pește proaspăt care tu l-ai marinat în sare, cum ar fi, da? E crap, sare, sare 3 zile de când. Da. Și ce fel de pește e? Sare. Crap, da, crap. De 3 zile. Fumul se amestecă cu zeama și capătă un gust specific. Mult mai apropiat de tradițional. În cartofi o să pun usturoiul, ulei și la sfârșit oțet. Și care e rolul oțetului? În general, să știi că peștele merge foarte bine cu... Cu ceva acru. Da. Edi, vrei să te ajutăm? Măi, dacă vreți să curățați niște usturoi, ca să mă apuc eu să... Hai, să-l ajutăm, băi. Pregătesc că... Curăță-te usturoi. Că eu abia aștept să gust. O să încep să pregătesc piureul. Mai adăugăm puțină zeamă. Trebuie să fie mai moale, așa, sau...? Da. Mulțumesc pentru ajutor. Eu asociez emoțiile cu un om bun, un om cald, primitor, ospitalier. M-a fascinat. Cât se răcește peștele și fierbă, și fierb legumele astea, am o surpriză pentru voi. Hai de capul meu. Da, serios. Da. Bună ziua, dragii mei! Salutare, salutare! Cum merge aici pregătirea, bucătăreala? Bucătăreala merge bine. Vă simțiți bine aici, în Delta, la Sfântul Gheorghe? Dar cine ești tu? Ea este Rodica, Rodica Rodion. Este o prietenă de-a mea, care o să vă încânte cu câteva cântece. Deci ne încântă cu cântece, da? Da. Dar grecește, știi să cânti? Da, diseară. Diseară. Bine. O să iau la dans și o să ne mișcăm puțin ca să fie, să creăm atmosferă. O ciorna este ciorna, cerneala iac țiganca. Чем си полюбила, чернявая Иванка. Чем си полюбила, чернявая Иванка. Ne-a făcut să dansăm, să ne bucurăm, să cântăm cu ea. A fost un moment extraordinar de bucurie. Marusia, ty Marusia, люблю я твою вроду. Люблю давитися, люблю давитися, як ти йдеш по воду. Люблю давитися, Марусю за тобою. Люблю давитися, Марусю за тобою. Foarte frumos. Bravo. O zi frumoasă și noi să ne mai revedem. Mulțumim, Radica. Eu o să continui cu ciorbica.
O să tai varza și o să o pun la fiert. Hai că acum după dansul ni s-a făcut exact, puțin foame. Exact, s-a făcut puțin foame, da, cred. O doamnă plină de viață, care ne-a încântat și ne-a destins cu frumoasele sale melodii. Davai, davai. Arbot. Acum pregătesc peștele pentru scordalea. Îmi cureți oasele, da? Oasele și pielița? Pielița, da, acolo unde este cazul. A, și peștele le faci sfărâmat așa, da? Da, da. Bucățile mici. La voi se face așa sfărâmat? Nu, se face întreg, se lasă bucata întregă, da. Vezi, da. Aici este diferența. Hai să vezi. Voi ce pește folosiți la... Cel mai simplu pește care e ușor de gătit este codul de Mediterana, știi? Care este cam jur de un kilogram, știi? Cel mai bun pentru fiert. Am înțeles. În afară de cod se folosește chefal. Și mai sunt niște pești mari, rofos, știi, care sunt niște rapitorii care sunt greu de prins și mai valorați așa ca peste, știi? Da. Acum am terminat de pus peștele, terminăm și piureul. Păi din clipa care ai pus usturoi înăuntru este scordalia deja, nu este... La voi, la noi finalul este scordalia. Înțelegi? E foarte interesant. Hai să te ajut, tu pui și eu amestec nu, aici, stai, da? Stai, stai, liniștit, lasă că amestec eu, că nu e mare... Acolo e ulei, nu? Sau oțet? Da, puțin oțet. Stai să se omogenizeze. Deci pui doar de parfum așa, știi, nu de acrid, exact, nu? Exact, exact. Nu e așa-l face. Tocmai ca să apară contrastul dintre cartofi și care sunt usturoiați și acri și pește care este sărat. Și acum o să fac o chestie care este foarte interesantă. Acolo e gogoșar? Da. În oțet sau cum e? Da. Și asezonăm cu așa ceva pentru că îi dă savoare, știi? Uite, o chestie foarte, foarte interesantă care s-a întâmplat la noi și cazacii răpeau băieți prin zonele pe care unde se duceau să lupte, pe zone pe unde făceau piraterie, știi? Și îi educau în spiritul căzăcesc. Deci făceau soldați din ei? Făceau soldați din ei, da. Da, da, da. În primul și în primul rând, întotdeauna să știi că în cetățile cazacilor exista școală obligatorie. Școală militară sau nu. Școală? Școală, școală. Deci toți cazacii știau să scrie și să citească. Și acum o să mă apuc să fac în continuare usturionul pentru ciorbă, pentru că trebuie să stea puțin într-un praf de seară, să fie dulceag, așa, știi? Asta nu e deloc sărat până acum, nu? Nu. Ce forță are, se zgâlție masa când taie. Sturionul este un pește preistoric, să știi, care a trăit cu dinozaurii. Este un pește de emisfera nordică și noi, România, avem 6 specii de sturion. Din 6 din lume. Deci acum pui peștele. Da. Și după imediat pui zerul sau mai lasă? Peștele începe să fiarbă, știi? Și în momentul ăla pun zerul. Toți 2 litri? Da. Și zerul ăsta e acrit acum? Da. Direcțiile pe care le mâncam eu în copilărie nu aveau pește. Practic era aceiași pași erau, doar că nu se adăuga pește. Ce mă bucur este că am reușit să termin cu bine și asta e cel mai important. Că am atins finalul, linia de final. Așa, una peste alta, astăzi cred că m-am descurcat. Să vedem ce iese acolo, să vedem ce iese acolo, nu mai am răbdare. Hei, dragilor, iar am ajuns la fixul. Ana, bine ai venit. Bine ai salut, venit. Salut, ce faci? Bună ziua. Bună ziua, de ce ești sfioasă? Aștept să mănânc, mi-e foame. Da, eu. Horia, mamă, dacă tot ai venit, mă ajut să... Păi nu-i normal, hai, hai. Hai, te rog. Hai. Că e gata. Mă frige? No. Nu mă frige. Bă, ți-e frică de soacră ta? E, cum să nu? Mamă, hai mă că vreau să văd. Ăsta e polonicul, nu? Da. Trebuie să mai punem leușteanul, ai răbdare puțin. Leuștean, dar poți să miști și un pic în el? Că nu vine prea... atâta drum, vai de bine. Nu prea mult. Nu? Deci numai leuștean se pune? Da, numai leuștean. Cât am aici unul de storceac, uriaș. Acolo e mâncare pentru
30 de oameni. Mă rog, 20 ca mine. Doamne, trebuie să-mi pun o umbrelă, că îmi plouă în gură. Măi, arată foarte bine. Acum să vedem dacă e la fel de bun. Întrebare. Dacă vreau să pun oțet, mai pot pune? Nu. Nu mai pun oțet. Dar nici nu vreau să pun oțet. Cum o să pun eu oțet în scordălea ăsta, în stoarceacul tău? Ianeț, tu ai mai pune oțet? Eu aș mai pune oțet. Dar nu se pune oțet. N-avem voie. Da, eu aș mai pune oțet. Băieți, nu vă repeziți. Așteptați să se răcească puțin stoarceacul. N-ai voie, nu pui. Ne vedem de treaba noastră. E sua culpa. Da, sua culpa, da? Sigur că da. Nu mă așteptam gătit cu zerul de brânză să fie așa de bun. Mie îmi place. E extraordinar de gustos. Atâta tot? Mi-amintește de diresele pe care le făcea bunica mea. Cum? Cu zer. Direse. Direse? Da, da. Adică drese. Foarte bun, domnule. Foarte bun. Felicitări. Crede-mă. Am vrut oțet la început. Și iară, să mă credeți, acum nu mai vreau. Storceacul e bun, rău. Cred că și la mine s-a întâmplat treaba asta. Nu? Dar nu mai vreau oțet acum. Bun. Hai să mâncăm și noi din în felul 2. Păi, ca un fel de salată de băf. Dar aici e peste cu piureu de pe deasupra, știi? Ia să vă văd. Nu te uita la mine. Uite la ei. Peștele ăla din scordalea era atât de gustos și atât de bun. Deci mor. De ce? Îmi place. Îți place? Îmi place foarte mult. Toată noaptea m-am chinuit la el. Așa? Foarte lucioasă. Este prima dată când văd și când gust așa ceva, extraordinar de gustoasă. Ia zi, Ianes. Eu aș spune mai mult oțet aici. Oțet? Da, are oțet înăuntru, dar pentru... Da, este adevărat, și... este adevărat. Gustul l-am făcut așa, după cum îmi place mie. M-a cucerit atât de tare, încât, dacă îmi permiți... Nu, iau pentru un prieten. Te rog! Acum am ajuns și la note. Lui Edi îi dau un 9, pentru că după gustul meu peștele era foarte sărat, iar la scordalia aș prefera puțin aciditate, știi? Aș prefera puțin aroma de oțet. Eu îi dau un 10 cu felicitări. Mi-au plăcut la nebunie amândouă preparate. Trebuie să mă gândesc foarte bine ce o să le gătesc ca să le încânt. Nu mai fi sfioasă! Ai mâncat! Acum mergem la pescuit. Gata, mergem. Să prindem monstru. Mergem să-l prindem. Felicitări! Cu 19 puncte, cazacul Edi și-a făcut loc pe locul întâi. Cu bucatele, nu cu sabia. Urmează Ioanis. Greu de spus a cui va fi rețeta câștigătoare. Din Delta pornim spre locul unde va găti grecul Ioanis. El stă în București, dar a ales să-și etaleze rețetele la Ostrov. S-o simți mai în largul său acolo, știu și eu, o fi ca în Grecia. Mi-am setat adresa lui Ioanis pe GPS și acum mă apropii de el. Este o zicală care zice să te temi de greci și atunci când îți fac daruri. Dimpotrivă, cu cât va fi masa lui Ioanis mai bogată, cu atât vă fi mai fericit. Dacă n-ați ținut în minte, recapitulez. Ioanis e arhitect, stabilit în România de peste 40 de ani. Aproape o viață de om. Eu zic că e deja român. Ia sas. Bună ziua. Eu sunt Ioanis. Sunt născut în Grecia și am ajuns mai de mult în România. Am venit să studiez inițial. Am studiat arhitectura. Iar după aceea mi s-au dat niște oportunități profesionale care m-au definit să rămân aici. Am fost implicat și în restaurante. Am avut un restaurant mulți ani de zile, unde am avut ocazia să pregătesc rețete grecești sau internaționale pentru voi toți. Bucătăria are niște reguli stricte, dar îți lasă loc de creativitate. Eu, după ce am învățat regulile, am început regulile de bucătărie grecească sau internațională pe care am avut să le picantez puțin cu gusturi de fiecare țară unde am fost. Așa că în România am încercat să adaptez gusturile grecești la preferințele românilor, păstrând rețete originale sau chiar
amestecând rețete între cele două țări. Ce pregătești? O grămadă de minunății. Da, astăzi m-am pus... Ce faci acolo? Păi, tocmai am făcut o salată grecească. Clasica. Clasica, nu există salată grecească clasică sau modernă, decât după tăieturile. O piesă de rezistentă care am zis eu să fac aici, e o chestie care se face mai, se întâlnește mai greu. Piesă de rezistență pentru că nu se poate mânca sau de ce? Uite că m-ai prins acum, știi, deci etimologia limbii române. Am glumit. Da, sunt convins. Deci sunt niște pachetele de feta în foietaz, care sunt prăzite, se servesc cu miere. Știi că am mâncat undeva așa ceva? Păi sunt convins că n-am inventat eu. Cu miere? Cred că în Creta ai mâncat, da. Da, că de acolo, Creta, de acolo vine rețeta asta. Da, foarte interesant. Da? Pe deasupra se pune niște susan. Susan? Asta n-am mâncat. Da. Asta e rețeta, cu susan pe deasupra. Ah, vrei să mă răsfeți? Și niște ardei. Ceaiuri de... nu. Se pune de decor. Sigur? Dacă nu-ți place, îl scoți la o parte. Dar asta se va lua fogura? Asta se face... Nu e iute. Ia să-mi pun eu... Să știi că am venit cu soarele la tine. Foarte bine. Aveam nevoie de dimineața m-am stresat, să știi. Deci eram ușor. De ce puteai să gătești înăuntru aici? Eram ușor, mă rog. Stresat. Nu, mulțumesc. Nu dai mie acum. Uite. Păi ai plecat cu el de aici când eu eram gata, pregătit. L-am mâncat să tot era pregătit. Da, ok. Bine, mi și mie mi se întâmplă chestiile astea, vrei să nu te murdărești cu miere. E bun. Mă bucur. Tu ai făcut asta? Da. Interesantă combinația de sărat din brânză feta cu dulce de miere și cu ardei iute. Este foarte bună. Ce e acolo? Aici e o altă chestie. Aici e o altă chestie care... Combinația de iute cu dulce este foarte... Da. Și cu sărat de la... Aici am făcut o salată de... Sfeclă. De sfeclă. Cel mai important sunt frunzele de sfeclă. Eu am crescut sfeclă... Și la câine, păi la fel. Sfecla și cu frunze cu tot l-am crescut la mine în balcon. În balcon? În balcon. Am niște ghivețe mari. Sfecla, da. Acolo și aici am făcut o scordalia de pâine și cu nuca. Măi, dar nu-mi da așa mult să mănânc. Mai gustă. Da, o grămadă. Mai gustă, după o să zici că simți zgârcit. De... Grec, zgârcit? Da, e... Și n-am mai văzut. Știi că noi la Sfântul George avem niște măslin de astea sălbatici. Nu sunt măslin sălbatici. La ce sunt? Un sos fricase avgolemono. Nu, așa nu, foarte puțin. Nu e bine să... De unde ai ajuns tu așa ceva? Mi-a zăpăcit. Cred că mai trebuie puțin sare. Nu. Fii de tot la războinic, a ieșit la lumină asta. Un băiat ne mai trebuie aici, forțos. Să știi, îți dau cuvântul meu de onoare. Că și eu pregătesc sfeclă cu scordalia. Scordalia asta? Cu pâine și cu... Da, așa, puțin... A mea e un pic mai sărată. Mai sărată. Așa, da. Îmi place combinația. Am gătit prima baclava care este documentată. Da? Este din Creta, pe perioada anti-țigreți. Se cheamă gastrin. Acolo ce mai e? Aici am făcut un tzatziki. Acel tzatziki o să-l... combinam noi cu niște chifteluțe, cum le facea bunica, cu menta. Ce fel de carne e? Asta e carne amestec. Și cu niște dovlecei prăziți. Dovlecei prăziți. Bună Ianis! Ana! Bună ziua! Bine v-am găsit! Dragilor. Bine te-am găsit! Uite, aici mă chinui să... Hai să chinuie. Eu mă chinui, că îmi place foarte mult. Și nici n-am ajuns la sfârșit încă, știi? Aha. Dacă îți spun că ieri am avut o relevație, am descoperit papadie. Lingura. Papadie. Da. Pe care este papadie în Grecia. Da. Se face un fel de salată. Am mai mâncat salată de papadie, dar altfel era făcut. Am mâncat în Italia. Deci astea ai făcut toate. Salatul nu l-am făcut, eu doar l-am curățat. Foarte frumos salatul. Bun, lasă că-mi povestești de el. Și stai Hai să le mănânci și invitații. Și stai că n-am ajuns și încă la sfârșit. Gustările nu încetează să apară. Oare o să mai gătească ceva sau... Fizilic. Bun, acum spune ce preparate gătești tu. Cu sala o să fac eu un preparat care se face în Grecia, se cheamă fricasel avgolemono. Și care este, și o să-l pun pe un pat de spanac. Cu vinetele, cu cartofi, ce faci cu asta acolo? Acum vrei, nu mă las să spun singur. Aici o să fac cu musaca. Musaca? Musaca. Musaca e grecească? Domnule, cine știe acum? Atât de mult mi-a plăcut.
amestecul ăla de dulce, picant, sărat, o explozie așa, o explozie pe cerul gurii. M-a cucerit. Succes! Da. Succes, Ianis! Ce, ai plecat? Da, păi, sper vă las să gătiți. Sper să te văd mai târziu, să vii să degustăm ce mai fac. Eu sunt norocos, vin exact când trebuie. Am așa o premoniție. Okay. Dar să vii și cu soare, te rog. Cu soare, cu care o să vin. Hai. Perfect. Succes! Perfect. Ce e asta? Asta este o scordalia cu șturoi și cu oțet. Dar de ce nu stați pe masă, că vi le aduc eu pe toate acolo? Foarte bine, hai. Aperitivele au fost pentru bucătăria grecească, care vine dintr-o zonă mediteraneană, unde grăsimea nu are ce căuta, este o mâncare foarte ușoară, mâncarea a fost foarte grecească. Poate influența bucătăriei românești. Asta sunt mezedes. Sunt mâncaruri care se folosesc la întâlnirea între prietenii. Asta facem noi astăzi. Delicios. Am înțeles. Da? Am înțeles. Deci, uita că nu-ți place iute și mănâncă iute astăzi. Da? Da. Aperitivele au fost delicioase, delicioase. Și acum vă las să gustați de pe toate. Eu o să mă apuc să pregătesc musacaua, pentru că necesită foarte mult timp la cuptor după aia ca să se coacă. Pentru asta, prima chestie, trebuie tocată carne. Am 75% vițel de lapte și 25% porc. În Grecia se face numai cu vită. Dar ca să nu alteram de la gustul care știți voi, folosesc... Le prăjesc eu în ulei de măsline. Uleiul e din Grecia sau de unde? Uleiul este de la măsline proprie. Nu avem multe. Primesc eu de la sora mea un bidon de 15 kg pe an. Original, făcut de tine? Nu făcut de mine, dar din măsline familie, cum ar fi. Din măsline familie, foarte tare. Ai încercat vreodată să plantezi un măslin aici în România? Da. La un moment dat am adus niște pomișori de măsline din Grecia. Când l-am schimbat eu ghiveci și l-am pus în pământ mai mare cu alt ghiveci, s-a terminat producția, știi? Tu știi că noi la Sfântul George avem niște măslini de ăștia sălbatici. Nu sunt măslini sălbatici. Dar ce sunt? E un alt pom acolo, știi, care crește la mare. Da? Toată lumea zice că e măslin sălbatic pentru că este o asemănare la frunze. N-are nicio legătură. Ceapa când prăjești în modul ăsta se caramelizează. Da. Pentru că am nevoie de un gust dulce. Acum e timpul să încep să pun carne încet, încet, ca să scap temperatura de la ceapa, că altfel mi se arde. Acum trebuie să asezonez toate chestiile astea. Aici au un secret care am furat de la bunică, niște boabe de nibahar, care îi dau un gust extraordinar. Și pun și niște scorțișoare, da, pentru că o să îi dau un gust deosebit. Scorțișoara o asociez așa mai mult cu desertul. Și a venit timp să sting toată chestia asta cu vin roșu. Oh, inimioară. Ca să decaramelizez fundul oalei care prinde tot ce a rămas de la zemurile alea care au rămas de la carne așa, știi, care asta dau tot gustul la mâncarea care va ieși după aia. Nu credeam că poți să pui scorțișoară și nucșoară în musaca. O să folosesc acum suc de roșii. Să-l amestec bine. Aoleu, ce bine miroase. Să curați cuțitul, că nu trebuie trapadit niciun pic de mâncare. Și acum este timp să adaug și roșii care le rad la razatoare aici. Vrei să te ajut, Ianis? Nu. Delicios. Mai trebuie puțină sare. Eu obișnuiesc să gust foarte mult mâncarea când gătești. Cât fierbe sosul, da. Noi trebuiască să pregătim celelalte ingrediente pentru musaca. În Grecia nu există musaca fără vinete. Dar în România
Am fost șocat să aud ca musaca o să fac cartofi. Așa este. Da? Așa că asta o să fac o musaca care are și vine de și cartofi. Și cartofi, da. Care ulei de măsline este cel mai bun? Trebuie pornit de la cum se face ulei de măslin. Prima chestie, se stoarce la rece. Era o piatră care se invirtea și o altă piatră care mergea pe deasupra și o mișca pe prima. Între cele două pietre acolo se puneau niște materiale textile. Uleiul curgea, îl vedeai cum curgea de acolo. Avea un miros și un gust de nu vă pot imagina. După aia, pentru scop industrial, turta aia care rămânea între cele două materiale textile, o luau și o spalau cu apă foarte fierbinte. Iar ce curgea de acolo, îl adunau niște cazi mari, știi? În Grecia nu se folosește al doilea ulei, se foloseau restaurantele, știi? Era un ulei de sarați, cum se zice, știi? Și e cancerigen la prăjit, că tot... De unde ai ajutat așa ceva? S-au stăliși pe zvonul. Nu, nu, este cel mai sănătos, pentru că este plin de grăsimi nesaturate. Și în Grecia și în România, vinele și cartofi se prăjesc înainte. Și la sfârșit, tot ulei scurge pe farfurie. Eu folosesc o altă metodă. Pun vinetele și cartofi la cuptor, pun doar niște sare și niște ulei de măslin pe deasupra. Uitați-vă la cât puțin ulei folosesc eu, deci nu-mi ia mai mult de 50 de grame. Asta se potrivește și la doamnele care trebuie să facă, să țină regim. Mulțumesc! Și acum o să străduiesc să începem montajul. O să pun foarte puțin din zeama asta pe deasupra, știi, ca să, astfel încât cât stă la cuptor să intre, să patrundă zeama și miros, gustul de aici, să patrundă la cartofi. După care pe deasupra voi pune vinetele. Wow, ce fain arată! Și destul de groasă! Și norocul tău, și acum musacaul este 80% terminată. Da? Trebuie lăsată foarte puțin timp, astfel încât zeama să patrundă peste tot. Da. Și eu între timp am să pregătesc besamelul, sosul besamel care punem pe deasupra și o să punem la cuptor. Ok. Da? Deci după experiența mea aici am trebuie cam 130 de grame de unt, 100 de grame de făină și cam un litru de lapte. Ai vrut să mă ajuți, da? Da, păi nu. Acum asta trebuie să-mi torni foarte mult cu mâna aici. Cu mâna, nu așa? Nu, așa, nu, foarte puțin. Păi nu așa, puțin, cred puțin. Nu, cu mâna, așa. Pentru că eu trebuie să muncesc. Da, să nu fac... Ploaie, așa. Da, așteaptă puțin. Vreau niște lapte. Deci acolo am pus foarte puțin faina sau prăjesc în, puțin în unt ca să-mi dă culoare. Mm-hmm. Da. Da? Acum cu faina o să începem noi în apa rece, da. Să nu mai se expandeze, știi? Pune acum când e rece. Acum punem niște lapte aici, te rog. Da, te ajută. Lapte. Asta e tot secret la besamelul, știi? Să nu-ți facă... Mai pune? Mai pune? Da, să nu-ți facă o coloasă. Știi care e treaba? Sosul besamel este un sos franțuzesc, de fapt, știi? Da. Da. Dar eu, de când eram copil, la mine în familie se facea besamel la musaca pe deasupra. Așa, într-un... acum îl prăjești, nu? Da. Acum a venit timpul să pun niște nucșoara rasa. Acum a venit timpul să pun niște cascaval ras pe deasupra. Care și el se topește, nu? El se topește, pe asta e tot secretul aici, da? Câte bordei, atâtea obicei. Da. Bun, și acum punem ou, care nu se prăjește aici, nu se gătește, rămâne așa puțin. Mm-hmm. Mai vreau niște lapte. Doctor Ianis, nu? Doctor Ianis, da. Și acum e timp să-l împărțim pe musaca. Unde ești, bunica, să vezi ce gătesc eu astăzi? Asta sunt două condimente care le-am învățat de la bunicile mele să le folosim la sosul respectiv. Este un gust al copilăriei, n-am cum să-l schimb. Și acum încep treaba cea mai dureroasă, știi? Salău. Asta e salău, da. Și o să-l filetez. La filetatul tot secretul este să scoți dreapta stinga din sirea spinarii, astfel încât să separi oase de carne. Vrei să te ajut? Nu, mă descurc. Mersi frumos. Dacă începe ploaia, nu e bine să aducem, să ne acoperim? Nu, capestele nu se sperie de ploaie.
Dar noi ne speriem. Nu știu cum a ghicit Ioanis, dar a ales peștele meu preferat. Situația mea partea curată și primul lucru este să tocam ceapa verde. Acum, spune-ne ce o să faci, ce pui acolo, ce... Un sos fricase avgolemono. Fricase avgolemono. Sună fain. Pentru asta ne trebuie... Înseamnă... Cu lămâie, cred că. Lămâie, da. Avgolemono înseamnă ulei, ulei. E, ou și lămâie. Dacă mai stăm puțin împreună... Învățăm și greacă. Învățăm și grețice, da. Hai cu cortul repede. Hai, 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 că e... Că vine, vine urgia. Un băiat ne mai trebuie aici, forțos. Ploaia a venit peste noi, am mutat cortul ăla dintr-o parte în alta pentru că ne-a zăpăcit, ne-a zăpăcit. Ce mai adăugat acolo? Deci aici am tocat foarte fină ceapa verde, da. Și am pus-o la prăzit. Uh-huh. Și între timp am pus și cotoarele de la marar, de la marar. Uh-huh. Care trebuie prăzite, știi? Pentru că frunzele le pun la sfârșit doar pentru miros. Niciodată n-am prăzit cotoare. Să sting eu puțin vin alb de data asta. E timpul să pun spanacul înăuntru. Hai, vrei să te aleg și eu? Da, alegem și tu. Să punem numai, numai frunzele ca să fierbă repede. Da, da. Zeama asta care rămâne aici, noi o să o folosim ca să facem sosul avgolemono, nu? Și la sos ce mai adaugi? Ou și lămâie. Și pregătesc tigaie, la care o să pun puțin unt și zeama de acolo și o să înabuș un pic peste. Și peștele îl frigi acolo, nu? Eu fac niște transferuri de gusturi acum. Aha. Da? Aici de bază este piperul. Din punctul meu de vedere, cu chefal, sosul și-ar fi arătat din plin valoare. Acum am luat zeama de aici, da, și am pus-o peste pestele îndabușit, pentru că acum am nevoie de un transfer de gusturi și de arome. Și o să las foarte puțin aici să se îndabușe peștele. Pentru că peștele e aproape gata, numai să, peștele, exact, să intre. Da. Exact, da? Și după zeama o iau și o pun acolo înăuntru și pregătesc avgolemono. Deci durează foarte puțin. Mă ajuți? Cum să-mi separe ouăle cu restul? Interes. Te rog frumos. Pentru ce faceți? Pentru ce faci ouăle? Ouăle. Ouăle trebuie pentru cele... o spumă. Trebuie culoare și trebuie o spumă la toată chestia din albuș? Asta. Din albuș facem. Ok, haide să fac o spumă. Deci trebuie spumă de aia adevărată, da? Încerc să văd. Aoleu, ce mă facem eu fără ajutorul tău? Este, păi la faci. Ce baclava bun ai făcut și dulce. Bine, să vedem cum faci tu spuma. Știi cum e în Moldova? Prima dată te căsătorești, te măriți din dragoste. A doua oară, dacă nu știi să gătești, s-a terminat. Nu te mai ia nimeni, nu? Nu. Zeamă de lămâie, da? Acum, după ce am pus galbenușul la... În spumă. În spumă, da. Punem zeama de lămâie. Am folosit o lămâie aici. Ai obosit? Aoleu, ia. Doamne, ia să văd eu. Se vede că sunt la prima căsătorie, vezi? Ia uite. Vino aici, te rog, cu asta. Că eu trebuie să fac transfer de temperatură. Bate tare acum. Dacă nu mă... Pentru că trebuie să ajungem la temperaturi foarte apropiate de la unul la altul. Mai aproape. Ca să nu se brinzească. De fapt, este o pasteurizare a oului. Și trebuie turnat în timp ce bați ou, trebuie turnat încet, încet din sosul respectiv, astfel încât să iasă la temperatura normală, să nu se brânzească oul. Uite, vezi, nu s-a brânzit. Da. Da. Da? Înseamnă că ne-am făcut treaba cum trebuie. Păi, de ce crezi că am avut încredere să vă invit aici? Impecabil. Cred că mai trebuie puțin sare. Nu. Am mâncat destul de multă sare la peștele tău acolo, știi? Aici suntem... Și nu mai punem sare 2 ani de zile de acum încolo. Nu punem mai puțin sare. Nici un pește fără masă! Mă rog, nici o masă fără pește. Ducătorul emisiunii să-mi spună că dă o ploicică acum când gătește Ioanis. I-am zis că nu mă privește. Ploaie, soare, să fie gata mâncarea că mă întorc, da? Ați crezut că scăpați de mine? Unde până acum am plouat? Am venit până ploaia. Unde v-ați ascuns așa repede? Pe la umbrela. A plouat tare? A plouat tare. Și pe unde am umblat eu a plouat? Da. Mâncăm ceva? Mâncam, da. Avem nevoie de cuțit pentru chestia asta, oare? Wow, ce fain arată.
Spanacul se mănâncă sau e tot de decor? Nu, spanacul se mănâncă. Se mănâncă. Tot se mănâncă. Și mararul se mănâncă, dacă vrei. Și lămâia? Și lămâie, da. Tot cu coajă? Cu tot cu coajă, da. Îmi place peștele. Îmi place spanacul. De unde știai că șalul îmi place? Nu știam nimic. La mine era tot preludiu a tot ce v-am prezentat astăzi, știi? A fost un preludiu? Un preludiu, da, gastronomic. Ah, gastronomic. Înainte da. De tot. Da, a fost un preludiu gastronomic, știi? Deci trebuia să fie gusturi foarte diferite, știi? Deci da. Mai ciupesc câte puțin din fiecare să fie diferit. Te-a ciupit din tot? Din tot. Da. Peștele asta e un gust foarte simplu, foarte moale, știi? Pentru că aștept să vă servesc cu musacao. Îmi place cum iese din tavă, știi? Curge așa e alunecoasă, dar nu se sfărâmă. E gătită bine. Ana, mulțumesc. Ești invitata mea. Ce bine miroase. Dacă ești și la fel de gustoasă... Și mănânci și tu musaca? Eu te întreb, nu știam că poate nu mănânci. Nu știu dacă grecii mănâncă. Cred că mă las să salivez aici, știi, nu cred că rezist astăzi. Lasă că salivezi, azi salivezi, mâine, la un moment dat slăbești. Musacaua întâi stă în tavă. Știți istoria musacalei? Gheze. Este simplu, e în două etape. Întâi stă în tavă și după o stă în burtă. Frige? Cine? Musacaua? Că cui pasă? Nu prea a fost sărată mâncarea. Sarea i-ar fi dat o altă consistență. Eu le înțeleg. Am mâncat foarte multe musacale fără gust în România, pentru că așa le faceau gospodinele. Nota mea pentru Ioannis este de 2/10. Eu astăzi lui Ioannis îi dau 8. Eu n-am niciun fel de emoție. Din punctul meu de vedere, lupta este între ei doi. Deja simt un duel între cei doi. Să vedem cine va câștiga. Am avut de câștigat unul de la celălalt. Gusturi, modul de a gati și lucruri specifice. S-a găsit de cel mai bun. 18 puncte pentru grecul Ioannis, la fel ca Ana din Fălticeni. Lider e tot cazacul Edi cu 19, dar am punctele mele de dat chiar acum și apoi vom afla cine câștigă. Vreau să vă zic că preparatele tuturor au avut pe vino în coa, adică mai dăm încă o porție, știi? Toate au fost gustoase. Eu aleg o rețetă pe care eu o consider rețeta națională a fiecăruia. În cazul tău, Ana, rețeta națională este păstrăvul în smântână, pentru care vei primi de la mine 3 puncte și ai un total de 21 de puncte. Mulțumesc. Ioannis, preparatul tău, pe care eu îl consider drept rețeta națională, este musacaua cu cartofi și vinete, pentru că are un gust autentic și se gătește atât la noi cât și la voi. Iar pentru această musaca, lângă cele 18 puncte, ai mai primit încă 3 puncte și ai 21 de puncte, fiind la egalitate cu Ana. Edi a rămas ultimul, dar nu cel din urmă, iar lângă cele 19 puncte ale tale, ai primit de la mine 4 puncte și ai un total de 23, fiind câștigător. Rețeta de storceac este rețeta câștigătoare pentru că este absolut unică. Felicitări! Mulțumesc! Bravo! Felicitări! Mulțumesc! Bravo, mă! Felicitări! Felicitări! Am niște emoții de nu vine să cred. Într-adevăr, Edina a gătit ceva special. N-am mai mâncat așa ceva. Și era o rețetă diferită. Mă bucur că a câștigat el. Așadar, rețeta națională de astăzi este storceacul lui Edi din Sfântul Gheorghe. Storceac, nu storceac, da? Că odată se supără Edi și are sabie. Am avut meci tare astăzi. Nici nu se putea altfel când s-au luptat în rețete o bucovineancă, un cazac și un grec. Dar să vedeți ce o să fie în episodul următor, nici nu știți ce vă așteaptă vorba unui contemporan de-al meu. Și închei cu vorba mea, la bună și grea.